Recent, postul de televiziune din Șoldănești a marcat un deceniu de activitate. Comparativ cu perioada inițială, actualmente Impuls TV se bucură de o audiență mult mai mare, echipa de creație producând mai multe cicluri de emisiuni despre viața din teritoriu. În fiecare zi, milioane de oameni caută în ziare și în alte surse mass media informații și divertisment. La 20 noiembrie 1999, în orașul Șoldănești și-a început activitatea postul de televiziune locală, care își punea drept scop anume informarea telespectatorilor despre evenimentele din raion. Prima apariție a moderatorului pe micul ecran s-a produs chiar din primele săptămâni de la Constituire. La început de drum, în cadrul studioului, activau doi oameni, care au adus în casele cetățenilor emisiunile Față în față cu puterea, Tribuna copiilor și Clubul femeilor. Apropo, Clubul femeilor s-a dovedit a fi cea mai vizionată emisiune, fapt datorat muncii asiduie a autorului și moderatorului Tatiana Vrăjitoru. De altfel, Tatiana este redactorul a mai multor emisiuni, între care În sânul familiei, Din bătrâni din oameni buni, Povestea încurcată. Atunci când noi planificăm să mergem în ospiție la cineva din raion, aflăm din timp că este o persoană văzută poate acolo în localitate, dar care nu este tot atât de bine știută în întreg raion. Și de aceea planificăm aceste plecări pentru ca să scoatem persoana din anonimat și ca să știe mai mulți din populație cu ce se ocupă această persoană, care este îndeletnicirea, ocupația lui preferată. Și deci acesta este scopul. Eu cred că pentru cei la care plecăm noi, pentru aceste persoane, este un lucru foarte important că le facem aceste vizite, le facem și lor plăcut sufletului. Dacă ne deplasăm în trecut, ne amintim cu nostalgie de prima emisiune, dialogul primarului de Șoldănești, Nicolae Roman, cu telespectatorii. Pe parcursul a mai bine de o oră, locuitorii orașului aveau posibilitatea în direct să dialogueze cu administrația localității, oamenilor fiindu-le oferită șansa să adreseze întrebări actuale, uneori foarte înțepătoare, și respectiv să obțină răspunsuri. Noi suntem în primul rând bucuroși că totuși în raion s-a izbutit să organizeze așa o televiziune locală, deoarece prin intermediul ei noi aflăm tot ce se petrece în raionul nostru și nu numai, deoarece sunt reportaje și din alte raioane. Noi suntem gata și tot timpul și chiar toate măsurile care le organizează Consiliul Raional, în orice caz majoritatea ele sunt redate pe această televiziune. Și oamenii știu cu ce se ocupă administrația publică locală și de nivelul 1 și de nivelul 2, ceea ce e binevenit pentru oamenii. Numeroasele seminare și traininguri la care participau cu regularitate membrii echipei Impuls TV a favorizat o creștere pe plan profesional a acestora. Mai mult, dacă la început la televiziune munceau doar 2 oameni, actualmente aici activează 7 angajați. În fiecare zi, aceștia adună informațiile atât de așteptate de public, mergând acolo unde au loc diverse manifestații, unde oamenii se confruntă cu multiple probleme care trebuie soluționate. Deloc rar, anume după intervenția reporterilor, mai multe dificultăți și obstacole artificiale din calea cetățenilor sunt lichidate. Ce părere aveți despre activitatea postului de televiziune locală Impuls TV? Ce părere? Foarte interesant să afli ce se petrece în raionul nostru, în satele din prejur și în primul rând în Șoldănești. De exemplu, mi-ar fi mai interesant să aflu noutățile noastre, cum se trece la Chișinău, bombe diferite, bătăi, poliție, cu astea. Interesant, îmi place cum merge activitatea în oraș, cum să merge să ocupe de chestiile care trebuie pentru oraș, care lumea are nevoie să știe, știrile care sunt, nu chiar din oraș, numai văd că sunt și din alte părți, nu numai de aici pe loc. Impuls TV trăgeți cu mulțime de ani, de când e pornită singură studiunea, când lucrează băieții. Victor Sofronii au știut dar de mult. Și reportajele care le gătește, care mai ales că a mea echipă dumneavoastră e nouă și sunt din nou, cum spune, foarte interesante toate reportajele și prin spășirea că trăgeți. Și să vă dai Dumnezeu sănătate și înainte să mergeți toate probleme care apar la noi în raion și rezolvați cu ajutorul dumneavoastră, adică Impuls TV. Când m-am adresat, m-a ajutat, când am avut nevoie și întotdeauna am găsit o susținere, am găsit o... Și pentru o localitate ca Șoldănești este bine venită. Mă bucur că este așa post de televiziune. Și le doresc succes în viitor. Postul de televiziune locală este foarte bun. Îl privim cu atenție la fiecare oră.
Sunt evenimente care chiar nu ne așteptăm noi la așa evenimente. Toate accidentele de este rutiere noi nu le cunoaștem care se fac pe, la noi pe în raion sau, dar e că le privim și poate este cineva chiar din rude și noi și ne dăm seama că da, într-adevăr, e că ceva s-a întâmplat. Una, a doilea, toate știrile care se fac și pe alte raioane, aflăm și din alte raioane care sunt lucruri, poate noi nu le facem și ne luăm pilda lor sau luăm exemplul lor care ei le fac acolo și nu facem noi. Sau chiar și din Republică, chiar din toată Republica, sunt evenimente care noastre le transmiteți cu așa o plăcere, noi le ascultăm și cu așa interes, ne dăm noi interesul de a asculta și aș vrea ca să vă doresc din suflet și din inimă să faceți realizări și mai și, mai bune, mai frumoase, mai bune decât alte raioane, ca noi să fim primii, să nu fie cineva primul înaintea noastră. Pe parcursul anilor, Impuls TV s-a învrednicit de titluri și diplome de onoare. În special, succesele echipei au devenit mai frecvente odată cu implementarea proiectului Constituirea rețelei de posturi TV regionale, susținut de Fundația Soros Moldova. Printre cele mai de seamă mențiuni acordate instituției sunt premiul de încurajare pentru filmul Mănăstirile noastre, 2006. În anul trecut, prin documentarul Să mă lași să pot cânta, Impuls TV devine laureat al festivalului Cronograf 2008. Cel mai de preț premiu este medalia de aur, oferită în 2007 la Festivalul Internațional din Paris pentru o serie de filme documentare. Actualmente, Impuls TV apare în casele oamenilor de câteva ori pe zi. Pe lângă evenimentele săptămânii, echipa mai realizează un șir de emisiuni între care Tinerii au dreptul, Adevărul din preajmă, Izvoarele sănătății, Din bătrâni din oameni buni. De menționat că grație constituirii rețelei posturilor TV regionale, producția echipei de la Impuls TV este vizionată și de locuitorii a mai bine de 15 raioane din Republică, iar prin intermediul internetului, aceasta poate fi accesată pretutindeni. Mass media este o denumire generală a tuturor mijloacelor de informare în masă, presa scrisă, televizorul, radioul sau internetul. Dezvoltarea acestora a condus la o răspândire pe scară largă a informației, iar omul bine informat este întotdeauna în câștig. Natalia Gol, Victor Sofroni pentru Impuls TV.